am văzut cam ce spectacole ar dori. Spectacolele tip masca pot acoperi o solicitare de 30-40%. Au nevoie de concerte, au nevoie de film, au nevoie de spectacole vorbite, au nevoie de spectacole pentru copii. Toate astea trebuie să le fac. Trebuie să-mi găsesc timp pentru toate. Și din cauza asta, teatrul ăsta joacă, anul trecut a jucat 251 de spectacole. Este incredibil. La o zi și jumătate, da, cam așa, spectacol. Cam așa. Da. Și o să le faceți pe toate astea? Dar le-am făcut. Cu alte, nu, și în continuare. Și asta, în continuare, asta va fi contribuția Mălai Mare și masca. Și masca la nevoia de culturalizare a oamenilor care se află în arealul meu de tangibil, ca să zic așa. În circumscripție. În circumscripția culturală. Teatrul Masca joacă 100 de spectacole în sală. Între astea 100 sunt spectacole pentru copii, spectacole pentru vorbite, sunt spectacole în stilul Masca, spectacole non-verbale, spectacole de dans, concerte. Avem o sumedenie de programe socioculturale pe care le desfășurăm în aer liber și în amfiteatru, în aer liber al teatrului. Sunt două festivaluri pe care le-am construit, Festivalul Masca și Măști Europene la Masca. Primul, Festivalul Masca, este dedicat familiei și ca atare este un festival care încearcă să adune energiile tuturor locuitorilor cartierului de toate vârstele. Iar Măști Europene este un festival internațional în care aducem trupe similare, pentru ca să arătăm că nu suntem siguri, că suntem într-o familie extrem de importantă a teatrului non-verbal. Apoi există un proiect imens pe care îl dezvoltăm de vreo 6 ani și care înseamnă până acum vreo 400 de spectacole la metrou. Suntem singurul teatru care jucăm în subteran. Am văzut vreo 2 da. Spectacole. Și cred că demersul pe care l-am făcut, nu cred, știu sigur, demersul de la metrou ne-a adus cam 45% din notorietatea noastră. Iulia vine ca o furtună. Și acum scade! Zadarnic se luptă ale Veneției ziduri! În van vor bătrânii s-o domolească! Iubirii nu-i pasă de relele gânduri! Și lumea întreagă vrea să iubească! Iubirii nu-i pasă de relele. O, 4! Deci, voi, pe bune, nu faceți niciodată de două ori la fel. Nu, dar tu o faci întotdeauna mai lungă. Hei! Da, asta moment, Bogdan. Nu ne certe, vreau să reluăm, pentru că el va veni și va filma și la spectacol exact secvența asta. Exact asta. O observație. Zâmbet pe tot cântecul, a lipsit. Vezi că tu ai încrâncenare pe urcare. Și aia mă face să focalizez pe tine într-un moment în care ești în deficit. Deci atenție mare, intră în zâmbet indiferent care ar fi, iar voi ajutați-o să se urce. Vezi că tu ai posibilitatea, o țip aici, având mâna stângă, trage-i de rochie dacă vezi că se agață. Dacă la un moment dat îi s-a ridicat aia cât s-a putut de tare. Da. Tu ești un pic prea beregățit la asta. Iubirea vine, vine la mine. Da. Vine un pic mai bărbătos, un pic mai voinic. Cu flori, iubita vine! Corul nu-l simt, nu-l simt. Și de ce nu-l simt? Pentru că voi translați importanța cântecului în acțiunea pe care o aveți de făcut. Ce vreau să vă spun? N-am făcut din punct de vedere tehnic al rostirii cântarea voastră și din cauza asta nu respirați unde trebuie și nu plusați acolo unde trebuie. În primul rând v-am rugat să vă ridicați înainte de în mult mai repede. S-a ridicat doar Turoș. O floare mi-e floare, o floare mi-e gândul, în câmp de flori sufletul meu așteaptă, aleargă iubire, al nostru-i gândul, să ne rupe, altă soartă. Iubiți-vă
priviți-vă cu dragoste, cu dor, cu flori, iubita vine. Ea vine la mine, ea vine și îmi spune, make love, not war. Cortare, cortare! Flori, iubita vine, ea vine. Asta de spectatori, vă propun să vorbim puțin despre cum se vede teatrul astăzi, ca privitor. Asigur, am vârsta care aproape că mă obligă să fiu critic, în același timp însă, conform unui principiu dihotomic, am și înțelepciunea de a nu fi. Teatrul merge înainte, indiferent de opinia noastră și de eforturile noastre. Personal, cred că teatrul românesc a pierdut o oportunitate în acești ani, pentru că în perioada 90-92 publicul a părăsit sala de spectacol pentru un spectacol mult mai interesant, care era, cel puțin în momentul acela, spectacolul politic din stradă. Ori teatrul ar fi trebuit să-și reformeze oarecum mijloacele și nu a făcut-o. Teatrul românesc s-a mulțumit să aștepte și s-a reîntors în sală, unde există același amalgam de spectacole bune și proaste, de încercări reușite și nereușite. Numele teatrului românesc în Europa a fost la început extrem de strălucitor grație revoluției și interesului brusc subit față de cultura unui spațiu care le părea exotic. Apoi a mai scăzut, fiind susținut doar de câteva nume. Da, cred, a mai avut așa, cam așa s-a dezvoltat teatrul românesc raportat la cel european și mondial. În mici salturi, anii 70... Adevărat, teatrul nu poate să facă abstracție de poporul pe care îl slujește și de spațiul în care se exprimă. Dar ca să părăsim, știu eu, nota de pesimism absolut, trebuie totuși să marcăm existența acestui teatru, Teatrul Masca, știu, care își asumă responsabilitatea discursului teatral non-verbal și de stradă, și în jurul nostru, ca în siajul pe care l-am lăsat, există sumedenie de încercări, teatrul iese din ce în ce mai frecvent în stradă, își întâlnește publicul, își provoacă publicul prin soluții neconvenționale. Cred că există o problemă relativ complicată la nivelul învățământului teatral, mai cu seamă că cel privat încă nu se exprimă în adevăratul sens al cuvântului. Teatrul Masca a înființat o școală de teatru în chiar